Spune cuvântul lui Dumnezeu și în cartea lui Neemia este un cuvânt pe care îl citesc adesea în începutul închinării noastre, pentru că ne-am ridicat, am venit de la casa Domnului și am venit să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și acesta este și îndemnul. Sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie. Binecuvântat să fie numele Tău cel slăvit, care este mai pe sus de orice binecuvântare și de orice laudă. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Amin. Aș vrea să mai dăm slavă lui Dumnezeu printr-o cântare, așa cum stăm ridicați, cântarea de la numărul 238, și această cântare spune: la cruce unde a murit Hristos, eu am venit ca un păcătos. El m-a primit și sunt bucuros. Slavă lui Hristos! La cruce unde a murit Hristos, eu am venit ca un păcătos. El m-a primit și sunt bucuros. Slavă lui Hristos! Slavă lui Hristos! Slavă lui Hristos! Sine cele lui Sfânt m-a curățit. Slavă lui Hristos! Ce minunat sunt eliberat! Domnul pe cruce mult a răbdat, El mi-a dat harul de a fi iertat. Slavă lui Hristos! Slavă! Slavă lui Hristos!
din acest izvor. Te nechină Bunului Salvator, crede în El, fii ascultător. Slavă Lui Hristos! Slavă Lui Hristos! Slavă Lui Hristos! Sângele Lui Sfânt m-a curățit. Slavă Lui Hristos! Ne plecăm înaintea Ta, Domnul nostru, și îți mulțumim din toată inima pentru răscumpărarea pe care ne-a dat-o în sângele Fiului Tău, Iisus Hristos. Te slăvim pe Tine și Te binecuvântăm și, așa cum am cântat, Doamne, Tu ne-ai mântuit, iar noi să fim plini de bucurie, să fim plini de recunoștință și să trăim cu adevărat pentru Tine. Mulțumim pentru seara aceasta, Doamne, când Ai îngăduit să venim din nou, să fim la închinare, să cântăm pentru slava Ta, să ne bucurăm de cuvântul Tău, Doamne, și să ne bucurăm și de părtășie în Duhul Tău cel Sfânt. Dorim ca Tu să fii între noi și Tu să ne binecuvintezi. Mulțumim pentru cuvântul care s-a predicat pretutindeni în această zi. Doresc, Doamne, să-Ți dăm slavă pentru că Tu-L întorci cu har, Tu-L întorci cu roade, Doamne, și în viețile credincioșilor și în viețile celor care nu Te cunosc pe Tine. Mulțumim că în această seară Te vei folosi tot de cuvântul Tău, Doamne, ca să ne vorbești fiecăruia dintre noi. Binecuvintează-ți robul, Doamne, și fă să fie un cuvânt, o hrană din partea Ta prin Duhul Tău, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vreau să ocupați locurile și aș vrea să mai cântăm o cântare pentru slava lui Dumnezeu, la numărul 230, colecția nouă de cântări. Avem cântarea prețioasă pe care n-am cântat-o de mult, cu un mesaj așa de frumos: Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. 230, colecția nouă de cântări, pentru slava Domnului să cântăm și această cântare. Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. E tu, e Har, dar m-a găsit de moarte. Suntem împreună, sunt și eu acasă în această seară
și mă bucur să fi adus în mijlocul nostru pe fratele păstor Viorel Clintop din Ecron. Frate Viorel, bine ați venit și la Biserica Harul. Domnul să vă binecuvinteze. Am slujit împreună la Biserica Română Baptistă din Palm Beach, acest serviciu de instalare a noului păstor, fratele Mureșan, pe care dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. A fost o frumoasă sărbătoare la care au participat și alți frați păstori și unii slujesc aici în această seară și alții în Biserica New Life. De fapt, sărbătoarea a fost frumoasă, pot să spun lucrul acesta cu toată libertatea. Aș anunța frații păstori care au slujit cu această ocazie, dar puțin mai târziu în această seară și vreau să mă opresc la tinerii noștri care îi vedeți că nu sunt, de fapt nu sunt și nu îi vedem. Lipsește parcă o generație și tinerii au slujit toată ziua și au rămas la Palm Beach și doresc ca Domnul să-i binecuvinteze. Sincer, eu le-am propus, erau câțiva și de la New Life, dar nu i-am spus fratelui Florin. I-am scris doar Cristin un mesaj, pe toți vă invit la Harul să slujiți în această seară. Ei au slujit destul de mult în biserica din Palm Beach, atât de dimineață cât și după masă. Dar n-au slujit doar cântând 3-4 cântări, au cântat cântările corale, au avut punctele, cântări, duete, cu instrumentele, au slujit foarte mult și nu cred că mai puteau ei să slujească și în această seară cu vocile, dar au rămas și cu cei de acolo și doresc ca Domnul să-i binecuvinteze, să-i ocrotească. Ne bucurăm că suntem în același duh, în aceeași părtășie și Domnul să binecuvinteze și Biserica Harul în părtășie în această seară. Amin. Și pentru că tot am vorbit mai mult despre lucrarea de acolo, fratele Mircea, mulțumesc, Mircea Filip a fost și dumnealui cu noi în această lucrare. Am fost patru frați păstori, musafiri invitați ca să fim împreună cu fratele Florin și a fost o sărbătoare frumoasă, iar fratele Mircea a slujit vineri seara la Biserica Harul. Cât s-a spus la Biserica Harul vineri seara? Așa, noi l-am ascultat. Și pentru că a fost vineri seara, fratele l-a invitat să fie în această seară cu dumnealor. Mai din timp, fratele a pus mâna pe telefon și mă bucur că fratele Clintoc este cu noi în această seară și doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. Și cred că și fratele Clintoc se bucură să fie cu Biserica Harul și să ne bucurăm împreună. În momentul de față, la ora aceasta, sunt patru păstori în două biserici baptiste și într-un fel sau altul toți sunt bihoreni, dacă nu sunt, iau soțiile de acolo. Fratele este aproape de mine, Florin de asemenea, și fratele Mircea are soția din Bihor, din Oradea. De fapt, s-a mutat de la Biserica Emanuel, biserica numărul 2, a intrat în lucrare. Dorim ca Domnul să ne dea un timp binecuvântat și dacă tinerii nu sunt aici să slujească, sunteți alții, suntem alții și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Și dacă cineva are pe inimă să slujească într-un mod sau altul în această seară, vă rog să-mi faceți de cunoscut și înainte ca să putem să ascultăm cuvântul, să avem un timp al închinării, prin cântare, prin poezie, prin recitarea de psalm din cuvântul Domnului și în toate să putem să-L binecuvântăm pe Domnul. Amin. Invit în continuare pe fratele Petrică să ne conducă în închinare printr-o cântare comună cu întreaga biserică, deci, și după această cântare îl invit pe Justin să recite doi psalmi pentru slava lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvânteze, Justin. Cântăm cu toți în cântarea 249. 249. Orice simțire l-am pe Iisus, asta mă face așa voios, că sunt moșteanul celui înalt și mântuire că am aflat. Orice simțire l-am pe Iisus, asta mă face așa voios, că sunt moșteanul. Thank you.
ca eu. Laud pe Iisus, că e al meu. Ce fericire, pace sfântă, pe brațel lui am odihnă. Aș fi e bine, o știu și eu, Iisus via. Psalmul 146. Lăudat pe Domnul, laudă supă de pe Domnul, voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeu în cât voi fi, nu mă încredeți în cei mari, în fii oamenilor, în care nu găsea ajutor, suflarea lor trece, se întorc în pământ, în aceea zilă pierd și planurile lor. Voi să cine are ajutor pe Dumnezeu, Iacov, fecea cine spune nădejde pe Dumnezeu său, el a făcut cerurile și pământul mare și tot este pe ea, el ține cotneu și ani veci, el face dreptate celor asupriți, stăpâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinși de război, Domnul deschide ochii olivilor, Domnul îndeaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți, sprijină pe orfan și pe văruvă, dar sonul cal la celor răi. Domnul împărățește în veci, Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din viac în viac. Lăudați-vă, Domnul, amin. Psalmul 147. Lăudați-vă, Domnul, că este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, că este plăcut și se cuvine să lăudăm Domnul și deși ia și Lusalimul, strânge pe exilanții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile, el socotește numărul lor și le dă numele la toate. Mare este Domnul nostru și puternic mintăria lui, și apoi este fără margini, Domnul spune pe ce tem de el, pe ce ne-a dat juiesc în bunătatea lui. Lăudat, laudă pe Domnul Ierusalime, laudă pe Domnul tău, Sioane, căci El întrește poarele porților. El vine cu mintea fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace tânătului tău și desantele cu cea mai bun grău. El își emite oștele pe pământ și le topește mărsupă vântului și apele curg. El dă zăpada ca lână, el pesare bluma albă ca țenușa. El își zvârle gheața în bucă și ne poate sta înainte frigului său. El își emite oștele pe pământ și le topește. Îl suflă vântului și apele curg, el descoperă lui Iacov, lui Israel, legile și poruncile sale. El n-a rucat așa cu toate neamurile și el nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul. Amin. Aș dori să avem și un moment de rugăciune în această seară și pentru această rugăciune voi citi câteva versete din Filipeni. Puteți să ascultați citirea acestui cuvânt și chiar șezând în bancă. În Filipeni, capitolul 4, de la versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândiați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă,
o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. De ce am citit acest cuvânt? Vin împreună cu fratele Clintoc de la biserica din Palm Beach și mă gândeam să conducem un moment de rugăciune, să ne rugăm în această seară și vreau să fim obiectivi pentru ce anume să ne rugăm. Și pentru că vin de la Palm Beach, între bucurile lor, dragii mei, sunt și necazuri sau împrejurări, strâmtorări pe care noi probabil de aici, din Hollywood, le cunoaștem mai puțin. De aceea aș vrea să ne rugăm pentru câteva lucruri în dreptul bisericii din Palm Beach în această seară. Spune cuvântul Domnului în versetul 19, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Odată aș vrea să ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele păstor Mureșan, care a sosit acolo și Domnul să-i dea har în predicare și înțelepciune în lucrarea de păstorire. Noi încă unii putem spune, nu i-am văzut fața, nu i-ați văzut fața, dar noi cunoaștem biserica din Palm Beach, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. În anii care au trecut, frații de la un număr mai mare au ajuns la un număr mai mic, probabil la jumătate, dacă sunt 24 de frați care se țin de lucrarea română de acolo, au o clădire deosebit de frumoasă. Ne rugăm pentru ei, Domnul să-i întărească. Un frate spunea că cel puțin 8 sunt văduve, vreo 10 sunt pensionari și rămân restul ceilalți care sunt probabil vreo 4 familii și ei poartă această lucrare. Domnul să îi însfințească odată și să le dea putere ca să poată să ducă această lucrare. Lucrarea este una duhovnicească și frații asta fac și asta vor să facă și ne rugăm ca Domnul să le dea binecuvântare în tot ceea ce fac. De asemenea, păstorul trebuie să dea hrană, biserica trebuie zidită, Domnul să-i dea cuvânt din partea lui. Dar frații noștri trec și prin unele greutăți pe care noi probabil că nu le cunoaștem și slavă lui Dumnezeu că nu le cunoaștem din punctul acesta de vedere. O clădire atât de mare, un loc atât de frumos, plăcut, era în punctul în care să-l vândă, dar nu-l mai vând. Au nevoie, chiar îl vor închiria la cineva ca să poată să-și plătească mortgage-ul, ca să poată să supraviețuiască în locul respectiv. Ei sunt puțini, cheltuielile sunt enorme. N-aș vrea să ne mirăm de lucrul acesta. Când suntem o mână mare, nevoile le acoperim imediat, slavă lui Dumnezeu. Ce vreau să facem pentru frații noștri, pentru că am vorbit cu ei lucrurile acestea, vreau să ne rugăm în această seară ca Domnul să le dea izbândă și în privința aceasta. Dacă a îngăduit să vină un nou slujitor acolo să slujească, înseamnă că Dumnezeu are un plan și pentru românii de acolo. Vă amintiți dumneavoastră că ani în urmă aveam obiceiul bun, au trecut mulți ani de atunci și tot mă gândesc de o vreme să reîncepem lucrul acesta, ca o dată pe lună să avem o duminică a misiunii și în duminica respectivă să ne rugăm pentru o biserică din asociație. Ei, lucrul acesta ne-am oprit să-l facem în ultima vreme. Dar este o ocazie plăcută în această seară, căci este și a cincea duminică din lună, este duminica misiunii, să ne gândim la cineva și să ne rugăm pentru ei. Și haidem, pentru că venim de acolo și a fost o bucurie în această zi, Domnul să facă să nu înceteze bucuria în biserica din Palm Beach. Domnul să binecuvinteze biserica română de acolo și să le dea ceea ce au nevoie, să acopere Domnul nevoile lor și să poată să se concentreze pe lucrurile spirituale și biserica să crească. Amin. Vreau să ne ridicăm în picioare pentru un moment de rugăciune și aș vrea câțiva dintre noi să ne rugăm. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm. Mulțumim. Amin, Doamne. Amin. 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 Amin, Doamne. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Mulțumim, Tată Celeste, pentru harul pe care ne-l-a dat să cunoaștem mântuirea dată de Domnul Hristos și apoi, Doamne, calitatea aceasta de copii ai tăi ne-ai făcut cu un suport prin lucrarea de evangelizare a altora. Mulțumim că vrei să ne vezi în cuvântul tău locul și lucrarea fiecăruia ne ca să ne vedem, Doamne, care sunt încadrurile fiecăruia dintre noi. Amin. Amin. A trecut și poate încă mai trece prin încercări și greutăți, Doamne, după noștri stare, prin care o să fie și în puterea lor de lucrată, dar sunt în încă să fie de Duhul Tău Sfânt, în poate să s-a dată o mărturie plăcută în locul acela, din altul să fie atras la turma ta. Amin. Amin, Doamne. Doamne, ne rugăm și pentru ceilalți români care sunt acolo și sunt familii care au plecat chiar din biserică. Tu le-ai cunoscut frământările, dar, Doamne, Tu pe toți ne chemi la pocăință și nu înseamnă că cei care au rămas sunt mai pocăiți. Tu cunoști ce este în inima fiecăruia. Doresc, Doamne, ca să aduci o vreme de întoarcere cu adevărat la Tine, de schimbare, de pocăință și să ne umpli pe toți cu un duh de dragoste, să fim plini de roada Ta sfântă și binecuvântată. Mulțumim pentru ziua de astăzi, te rog să-l binecuvintezi pe fratele Mureșan și, Doamne, binecuvintează-ne cu un duh de părtășie, în așa fel încât să cunoaștem mai mult unii despre alții, să ne cunoaștem și nevoile și greutățile, Doamne, și chiar bucuriile și să ne putem bucura mai mult unii cu alții în tot ceea ce lucrezi Tu în viețile noastre și în bisericile Tale. Te slăvim, Tată Ceresc, și ne proșternem cu toată recunoștința și cu toată mulțumirea înaintea Ta. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile, dăm slavă Domnului printr-o cântare și după această cântare o invit pe sora Mariana să laude pe Domnul printr-o poezie. Din cântarea de la numărul 619, aș vrea să mai cântăm spre lauda Domnului. 619. Să strălucesc ca o rază a soarelui frumos, astfel Iisus mult dorește să-i fiu Lui de folos. Să strălucesc ca o rază a soarelui frumos, astfel Iisus mult dorește să-i fiu Lui de folos. O rază de soare pentru Iisus arzătoare, ca raza de soare să luminez eu doresc. Chiar când fac cel mai mic lucru, mereu mă vede El. Deci vreau să arat a-mi-a rază ca soarele la fel. O rază de soare pentru Iisus arzătoare, ca rază
raza de soare, să luminez eu dore. Cântăm strofa a patra și a cincea. Pe cei căzuți în păcate, vreau să-i călăuzesc, ca să-i câștig pentru Domnul cu el, ca să-i unesc. O rază de soare, pentru Iisus arzătoare, ca raza de soare, să luminez eu doresc. Ca raza soarelui dulce, caut să lucesc mereu, până când Iisus mă cheamă să vin la tronul său. O rază de soare pentru Iisus arzătoare, ca raza de soare să luminez eu. Tu nu pleci niciodată de la mine și niciodată singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cel din tâi la cel din urmă pas. Tu nu mă alungi, Iisuse, ca pe o zdrianță, ci ești mereu în mine ca o stea. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să mi-o poată da. Au fost odată râuri de păcate, dar sângele salvării a scris nu. Oricât i-au fost, eu le-am uitat pe toate, cum sigur sunt că le-ai uitat și tu. Sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr. Când valuri vin și vânturi grele bat, plutesc pe ape ca un fir de nufăr, pe care tu-l păstrezi mereu curat. Sunt fericit că ești cu mine, lume, sunt fericit că m-ai iubit mereu, sunt fericit căci tu mi-ai dat un nume. În tine sunt și tu ești Dumnezeu. Amin. Este o poezie frumoasă, un text frumos și este și o cântare, nu știu câți cunoașteți această cântare, melodia acestor pe care este pus acest text minunat. Domnul să fie binecuvântat. Vreau să fac câteva anunțuri pentru biserică. Știu că încă sunt familii care vor pleca în România în vara aceasta. Chiar acum sunt ori în aeroport, ori deja s-au urcat în avion. Familia Jurchela, Beni și Alidea, împreună cu băiatul lor, Lucas, Domnul să-i ocrotească și ne vom ruga și pentru ei să ajungă cu bine și să aibă o vacanță binecuvântată. Familia Ardelean va pleca undeva în această săptămână, sora Radoica, cu fratele Nelu și cu copiilor, Domnul să vă binecuvinteze. Eu cam asta știu. Cine mai pleacă zilele acestea ca să nu-mi scape? Mai pleacă cineva? Nu pleacă. Domnul să vă binecuvinteze și să vă însoțească, să aveți un timp binecuvântat în țară. De asemenea, prin harul lui Dumnezeu, în ultima vreme, susținem câteva lucrări în țară și suntem și noi la început și probabil că trebuie să ne obișnuim cu lucrul acesta, începând cu mine. În fiecare lună, duminica 5-a, când avem a 5-a duminică, este duminica misiunii. Într-un an sunt patru astfel de luni, avem deci patru trimestre și avem patru misiuni care sunt sub tutela Organizației Baptiste, dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare. Este odată orfelinatul Uniunii Baptiste din România, care este la Prilipeți,
Sunt acolo mai mulți copii și o să găsesc chiar și poze actuale să mai prezentăm, să cunoaștem. Este societatea misionară română, condusă de fratele Liviu Percy, dorim ca Domnul să-l binecuvinteze. Este Institutul Teologic Baptist din București, care este al Uniunii și acolo sunt nevoi, chiar nu de mult, am trimis acolo o sumă de bani pentru că frații aveau nevoie, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze și să iasă oameni care să rămână integri și să-L slujească pe Dumnezeu. Și de asemenea avem Radio Vocea Evangheliei, partea de vest, Timișoara, dorim ca Domnul să binecuvinteze și această lucrare. Știm că este o lucrare importantă, radio chiar este mai important decât televiziunea. Nu știu că dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta, este și mai ieftină și este foarte folositoare. Dorim ca Domnul să binecuvinteze această lucrare. Astăzi este a cincea duminică din luna iunie, intrăm în luna iulie cu ajutorul lui Dumnezeu și ziua de astăzi este o zi a misiunii, dorim ca Domnul să binecuvinteze și aceste daruri. Drept pentru care vreau să ne ridicăm, să avem un moment de rugăciune, apoi vom cânta o cântare și ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie. Darurile care se strâng în această zi vor fi dăruite lucrării de misiune Radio Vocea Evangheliei. Domnul să binecuvinteze această lucrare pe cei care predică, cei care coordonează și este o lucrare care ne-ar părea rău să fie pierdută în țară. Domnul o susține, este un mod în care oamenii aud Evanghelia. Sunt acasă bătrâni, sunt văduve, sunt oameni neputincioși care nu mai pot să ajungă la casa lui Dumnezeu și se bucură să pornească radioul și în felul acesta să asculte Evanghelia. Aș vrea dintre noi cineva să ceară binecuvântare și peste această lucrare, iar apoi ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie speciale pentru această lucrare. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile, vom cânta o cântare și ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Vreau și să ne amintim că duminică va fi prima duminică a lunii iulie și de asemenea vom avea sărbătoarea Cinei Domnului cu biserica întreagă. Mai cântăm din cântarea 147. Vrei tu să scapi de păcat, sarcină prin sângele sfânt al lui Iisus, vrei tu să învingi răul din inimă prin sângele sfânt al lui Iisus. E puterea ce minuni face sângele mielului. Vrei tu să scapi de păcat, sarcină prin sângele sfânt al lui Iisus, vrei tu să învingi răul din inimă prin sânge al lui Iisus. E puterea ce minuni face sângele mielului. E puterea ce minuni face în scump sângele mielului. Vrei să fii liber de patim păcat prin sângele sfânt al lui Iisus. Vin la calvar și vei fi vindecat prin sfânt sânge al lui Iisus. E puterea ce minuni face sângele mielului. E puterea ce minuni face în scump sângele mielului.
viață vei afla în sfânt sânge al lui Iisus. E puterea ce minuni face sângele, mielul lui. E puterea ce minuni face în scump sângele, mielul lui. Să ne ridicăm și să citim cuvântul Domnului, frați și surori, din Evanghelia după Matei, capitolul 5, începând cu versetul 38. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ce oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Ori și cui vrea să se judece cu tine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce cere, dă-i. Și nu întoarce spate de celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Mulțumim, Tatăl nostru, pentru cuvântul Tău care ni l-ai dat. Mulțumim pentru bogăția Lui, pentru frumusețea Lui și pentru lucrarea care o face prin Duhul Sfânt în viețile noastre. Mulțumim pentru părtășia din această seară, pentru biserica de aici. Te rugăm să o binecuvântezi în continuare și cuvântul care l-am citit. Doamne, te rugăm prin Duhul Sfânt, cercetează-ne. Ajută-ne să ne dăm bine seama la ceea ce ai vrut să spui. Dacă cu adevărat suntem fii ai Tatălui care este în ceruri, dacă suntem desăvârșiți după cum Tatăl nostru cel ceresc este desăvârșit, e cea mai mare dorință a vieții noastre să fim fii ai Tatălui și să fim așa cum Tu ne vrei. Fie numele Tău binecuvântat, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog ca să luați loc. Slăviți să fie Domnul, frați și surori, pentru părtășia ce avem în această seară și am avut-o în această zi, așa cum fratele păstor a amintit-o, la Biserica din Vest Palmici. Mă bucur să ne revedem și cu mult drag vă aduc salutul bisericii de la Ecron, a fratelui păstor Valentin Țenț, pentru toată biserica și în mod deosebit pentru fratele Marian, ca și frate coleg. Mă bucur, frate Marian, că ați avut gândul acesta să ne putem bucura și să ne închinăm în seara aceasta aici. Mulțumesc pentru invitație și Domnul să fie slăvit pentru toate. Amin. Așa cum fratele amintea despre evenimentul zilei de azi, a fost într-adevăr o ocazie frumoasă, de bucurie. Pentru mine personal a fost parcă ceva mai deosebit și mai mult, în sensul că acest frate care a fost instalat ca păstor, Sebi Mureșan,
a fost membru în biserica din Ecron din 96, de când a venit, avea 22 de ani și l-am cunoscut de atunci. Un copil tare sensibil la voia, la vocea Domnului, un tânăr cu o capacitate deosebită, putea să facă orice facultate, cred, aici, în America, dar el a simțit îndemnul să se ocupe doar de cuvântul Domnului. Și a terminat seminarul baptist la Marieta și de când l-am cunoscut, după terminarea seminarului, la noi în biserică se ocupa de tineret și a fost o mare binecuvântare. L-am urmărit așa îndeaproape ca și pe unul din copiii mei și m-am bucurat de felul în care Dumnezeu l-a folosit și s-a lăsat folosit Dumnezeu. Asta e toată problema, să te lași folosit de Dumnezeu, că Dumnezeu are atât de lucru. Numai cu el, cu fratele Marian, ci cu fiecare dintre noi. M-am bucurat de familia lui în care a crescut, o familie foarte ospitalieră și jertfitoare. Locuiau la Youngstown la început, când au venit părinții, și în acea localitate, Youngstown, și v-aș ruga să vă rugați și pentru lucrarea din Youngstown. E orașul din America, după cum spun, cu ponderea cea mai puternică de mafie, de droguri și de complicații groaznice, orașul tinerilor. Era Valea Ohio cu oțelăriile și foarte mulți români au fost. În prezent sunt cam 500 de familii de români. Și până când familia fratelui Mureșan nu a mers acolo, nu era niciun pocăit. Dumnezeu s-a pus pe inimă ca să vorbească oamenilor de acolo. Și deși adesea l-a scos afară din casă, cu cât mai răruț, cu atât mai drăguț, spunea, că acest om care a spus această expresie, el, împreună cu soția și cu copilul, Adi, care e căsătorit acum, să fie primii credincioși baptiști în localitatea Youngstown. Rugați-vă pentru ei, căutăm să misionăm și fratele Sebi mult a lucrat acolo, și a căutat să ajute. După aceea l-am urmărit de felul în care Dumnezeu l-a folosit în lucrarea din Virginia, în lucrarea în Philadelphia și în ultimul timp în lucrarea din Washington DC, unde a locuit în ultimul timp. El are o soră care lucrează la Capitoliu și cu câteva săptămâni în urmă ne-am întâlnit cu grupul din Washington, el era acolo și i-a chemat, i-a organizat și cred că o să facă lucrul acesta mult și aici. Așa că m-am bucurat că Dumnezeu i-a deschis ușa, el a fost ordinat ca păstor în 2007, păstor misionar, a mers unde a fost trimis, dar acum iată biserica a găsit ugoale să-l cheme. Mă bucur că vă rugați pentru el și în mod deosebit pentru ceea ce fratele Marian a spus, de a putea ajuta în rugăciune în primul rând și cu ce Domnul va putea să ne ajute pe noi să ajutăm. Înainte de a intra în mesajul care l-am simțit din partea Domnului să-l împărtășim, aș vrea să vă spun o poezie. Mi se pare că odată am mai zis-o aici, nu știu, dar dacă ați mai auzit odată, nu-i păcat. Pentru că trăim vremea, frați și surori, vremea din urmă, despre care Domnul a vorbit atât de mult, semnele venirii Lui, care Biblia le prezintă clar și noi ca și copii ai Lui Dumnezeu, care iubim Biblia și o studiem, vedem ce se întâmplă evenimentele în lume, așa este. Poezia fratelui Dugulescu, intitulată Apus de mileniu, și spunea dânsul într-unul din versetele care le-a pus înainte de această poezie, din Luca 21, 28, 33. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă. Vedeți mochinul și toți copacii? Când înfrunzesc și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta
până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. M-a întrebat într-o seară, nu de mult, soția și fiica, cum, adică, va veni împărăția lui Dumnezeu, va veni împărăția lui Dumnezeu și cum încă nu s-a sfârșit. Și sigur că privind aspectul și subiectul acesta împărăției lui Dumnezeu, noi trebuie să luăm în atenție toate învățăturile pe care Mântuitorul le-a dat. În primul rând, împărăția lui Dumnezeu vine, este înăuntru nostru și împărăția lui Dumnezeu deja a venit. Nu este aici, nu este acolo, ci ea este înăuntru nostru. Împărăția lui Dumnezeu a venit, iar celelalte evenimente urmează. Se stinge mileniu în tăcere, trăgând obosit după el. Un secol de vis și mistere, cu păsări și cioc de oțel. Un viac ce a adus Hiroshima și un Auschwitz acasă la noi. Un secol apas cu lumina, un secol târât prin noroi. Cu oameni ce zboară în spațiu, cu oameni ce mor pe pământ, mânați de la același nesațiu și goană mereu după vânt. Un secol ce naște din Cronos, cu semne ciudate pe el, în soare, în lună și în cosmos, cu o fiară, un balaur și un miel. Războaie și vești de războaie, cu tremure, ciumi, strâmtorări, bătrânul pământ se înconvoaie și gemene adâncuri de mări. Morala e o fată bătrână, o haină învechită de mult, căci pofta cea rea e stăpână, religia cărnii e cult. Ale omului drepturi sunt sacre, se strigă de sus și de jos. Dar eu vreau să stric că sunt acre când ele sunt fără Hristos. Se afirmă acum sodomiții și timpul ce vine e a lor, dar sunt înfierați pocăiții cu viața și Bibliile lor. Religia noastră străbună e un fel de satanic vaccin. Să nu crezi în vestea cea bună, să nu-ți schimbi eternul destin. Curând Europa unită va fi doar un singur popor și FIFA atunci investită cu acel mondial dictator. Măslinul uscat înfrunzește, Israel s-a întors înapoi, iar Valea Megiddo vuiește, se fac pregătiri de război. Vedem profeții milenare aduse de-al vremii și voi și în straja a patra pe mare, Iisus vine iar către noi. Jehova, Shalom, nu vă temeți, din noapte mai este puțin, aveți îndrăzneală și credeți, vegheați, eu sunt gata să vin. Nu fiara cu hula-i grozavă închide al istoriei fald, ci mielul ce aduce din slavă cetatea cu porți de smarald. Un mire va fi și o mireasă și un cosmos sfințit prin cuvânt, în care domniva o rasă a cei ce au fost sfinți pe pământ. Așa să ne ajute Domnul. Și voi, dar fiți desăvârșiți, sfinți, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, a spus Domnul. Și în aceste vremuri din urmă, despre care am vorbit, așa ne spune cuvântul Domnului, dragostea celor mai mulți se va, unul din semne, că dragostea celor mai mulți se va răci. M-am bucurat de faptul că fratele Mircea a avut după masa aceasta de la ora două un subiect despre dragostea frățească. Îl aveam și eu pe inimă ca să-l împărtășesc în această seară aici, dar am citit acest pasaj din Scriptură, deoarece aș vrea să facem nu o paralelă, ci o analiză și să ne gândim la două aspecte pe care Mântuitorul le are în atenție. În primul rând, la aspectul care l-a dat ucenicilor, să vă iubiți unii pe alții. Vă dau o poruncă nouă, spunea Domnul în Ioan, capitolul 13. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu.
prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Ma e unul dintre versetele care le cunoaștem pe din afară foarte bine, nu? Mă rog Domnului să-l putem pe dinăuntru tot mai mult. Când spune Domnul ucenicilor, vă dau o poruncă nouă, Domnul Iisus a venit să ne dea har, să ne dea iertarea de păcate și a venit doar cu un singur lucru, să ne ia păcatele și să le perionească pe cruce. Dar meditând adânc la această poruncă, vă dau una, nu două, nu zece, eu vă dau una, o poruncă și nouă. Cui nu ne place noul? La fiecare. Am primit zilele acestea un ceas nou. De la tata acestui frate care a fost instalat, fratele Mureșan, tatălui, un ceas nou că zice că l-a primit de la Trump, două a primit. E nou și mă bucur de el. Ne place noul. Până nu înțelegem esența cuvintelor și profunzimea lor, nu doar teoretic la nivel să trecem ușor, frați și surori, noi simțim dulceața, noi simțim necesitatea de a-i da atenție și de a fi cu toată ființa noastră devotați să împlinim această poruncă pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o. E ceva nou. Domnul nu dă lucruri noi ca să ne facă nefericiți. El ne dă lucruri noi ca să ne facă fericiți într-adevăr și toate problemele noastre să le putem rezolva prin ceea ce ne-a dat, prin această noutate față de învățătura veche, că venim la textul care l-am citit, într-adevăr vedem superioritatea, frumusețea, bogăția acestei învățături. Să știți, cel rău caută foarte mult să ne înșele pe voi înși, vă încercați-vă, spune cuvântul, dacă sunteți în credință. Vă dau o poruncă, nu o opțiune, o poruncă. Și când te oprești în fața acestui cuvânt, o poruncă, cei care au făcut armată știm, ordinul nu se discută, el se execută, poți după aceea. Cu atât mai mult, dacă Domnul ne-a dat o poruncă, atunci trebuie să o înțelegem bine. Și care era? O știm. Să vă iubiți unii pe alții. Dar nu s-a oprit aici. Ce-a spus mai departe? Cum v-am iubit eu? Arta de a iubi e cea mai înaltă artă și frumoasă și necesară. Vedem că oamenii pun foarte mult preț pe artă, în toate domenii, arta. Dar cea mai frumoasă artă este aceasta. Să știi să iubești. A venit unul pe planeta noastră, Pământ, frați și surori, care a adus arta iubirii. El a trăit-o, a practicat-o. Dar știm că iubirea l-a dus la suferință. Iubirea, când iubești cu adevărat, înseamnă mult. Iubirea nu este sentiment numai. Iubirea este acțiune. Și Domnul ne-a spus să ne iubim cum ne-a iubit El. Cum ne-a iubit El. Și acum dacă suntem în casa Domnului și în fața acestui cuvânt care de multe ori l-am auzit și l-am citit și eu și dumneavoastră, cum ne-a iubit Domnul? Nu poți să iubești pe cineva după principiile pe care Domnul le-a lansat dacă nu știi și nu știu cum ne-a iubit Domnul pe noi. În momentul în care am reușit să înțelegem, nu teoretic, ci practic, cum ne-a iubit Domnul, în momentul acela, frați și surori, se declanșase în noi. Dragostea lui Dumnezeu, spune, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Noi din firea noastră nu putem, vom vedea dragostea din fire care am citit-o în pasajul din Evanghelia după Matei. E dragostea aceasta care emană din Dumnezeu, a fost dată și Domnul Iisus Hristos a avut-o, a făcut într-adevăr ca Mântuitorul să
iubească pe a săi până la capăt. Și i-a iubit ca nimeni. Aș vrea să luăm două exemple din numărul ucenicilor și să trecem la partea din tâi care am citit-o. Cum l-a iubit Domnul Iisus Hristos pe Petru, de exemplu? Pe Petru. Ne vom da seama, frați și surori, că nici unul dintre noi de aici, din această seară, nu am avut un faliment în dragoste față de Domnul așa cum a avut Petru. Sau cum a avut Iuda. Pe cei doi am vrea să-i avem puțin în atenție. Cum l-a iubit Domnul Iisus Hristos pe Petru? Noi toți știm istoria și viața lui Petru. A fost un moment în care el și-a arătat dragostea față de Domnul, știm ce afirmații a făcut, dar a venit un moment în care el s-a lepădat, nu-l cunosc. Lepătarea de Domnul, frați și surori, poate să fie în diferite forme, nu numai să spui cu vorba că nu-l cunosc, ci mă pot lepăda de Domnul atunci când am comis un păcat, e tot o lepădare. Mântuitorul a știut că el s-a lepădat de Domnul. Domnul Iisus Hristos își terminase vorbele cu Petru, nu mai avea ce să-i spună. Și nici nu mai putea pentru că era prins Domnul. I-a mai rămas un singur lucru. La para focului, când erau toți adunați, spune că s-au întâlnit două priviri. Petru, care s-a lepădat de Domnul, s-a blestemat că nu-l cunoaște. Singura cale care a mai rămas Domnului să vorbească lui Petru a fost privirea. La para focului se întâlnesc două priviri. Și când Domnul Iisus Hristos l-a privit în ochi pe Petru, l-a privit cu atâta drag, cu atâta drag, încât Petru atunci a capitulat. După înviere, știți că Domnul Iisus Hristos zice, spuneți-i și lui, și lui Petru. Care dintre noi, frați și surori, dacă vreunul dintre frați, dintre cei de aproape, ne ocupăm acum de frați, nu de vrășmași, ne-ar face astfel de lucruri nouă? Domnul Iisus l-a iertat, l-a iubit, l-a cucerit, nu numai cu cuvântul, l-a cucerit cu privirea. Pe Iuda, știm ce a făcut. Dar în seara cinei, Iuda făcuse cel mai mare rău, un rău mai mare de atâta nu se putea. Nu? Să-l dai pe Iisus Hristos la moarte, în mâna celor care l-au ucis. Să-l vinzi, să-l trădezi, și să te lapezi total. La cine? La cine a dat Domnul Iisus Hristos bucățica? La cine a arătat-o? La Iuda. Cum v-am iubit eu? Nu știu dacă am ajuns, frați și surori, la nivelul acesta de dragoste unii față de alții. Să vă iubiți unii pe alții, nu oricum, ci cum v-am iubit eu. Dacă noi, într-adevăr, ne-am iubit unii pe alții așa cum ne-a iubit Domnul pe noi, dar ne-ar costa, dar prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, frații mei, sala aceasta ar fi prea mică, atâta lume ar veni. Și cred că în aceste vremuri din urmă trebuie să punem mai mult accentul pe ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a spus. Să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El. Rezultatul, prin aceasta numai, nu prin altceva, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Eu pot să fiu botezat, pot să cânt în cor, pot să predic, da? Dar nu aceasta va fi dovada, ci ceea ce spun Domnul. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Aceasta a fost în legătură cu dragostea pentru frați. Acum, Domnul Iisus, în pasajul care l-am citit, se ocupă de o altă categorie de oameni pe care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie, într-adevăr, să o înțelegem și să o practicăm. Dacă nu iubești pe frați, în primul rând, să știi că nu vei putea iubi nici pe frați. Cu niciun chip. Și foarte interesant, sunt aici două cuvinte, pe care le știm foarte bine, două cuvinte de care în seara aceasta se leagă și ne putem verifica
dacă noi cu adevărat facem parte sau în dreptul nostru aceste două cuvinte sunt realități sau nu. Și aceste două cuvinte le găsim în ultima parte a textului care l-am citit. Și spune așa: dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși? Cuvântul vameș sau categoria aceasta, vameș. În ultimul timp m-am cercetat și am simțit că Duhul Dumnezeu mă oprește în fața acestui cuvânt și să mă gândesc, nu cumva fac parte din categoria acestor oameni? Și vom vedea ce caracteriza viața acestor oameni. Al doilea cuvânt spune: și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare băgânii nu fac la fel? Vameși și păgâni. Cu siguranță niciunul dintre noi nu vrem să facem parte din categoria aceasta și nici ne-ar ofensa foarte mult ca cineva să ne spună că ești un vameș sau că ești un păgân, nu? Dar haideți să luăm textul și să vedem în ce context Domnul Iisus Hristos spune aceste lucruri și care sunt, de fapt, dovezile clare că cineva, într-adevăr, este fie vameș și fie păgân. Eu pot să cred în Domnul, că și ei credeau în Dumnezeu. Eu pot să fiu botezat. Și foarte interesant, fie aici, fie în altă parte, Domnul Iisus Hristos spune: dacă nu vă veți face ca niște copilași, botezul este pocăința, credința, botezul este necesar. Dar nu ne oprim la atât. Aceste lucruri sunt foarte ușor ca să le practici. Pentru noi acum. Pentru alții mai greu să creadă, să se pocăiască și să se boteze. Mai ales să se boteze. Dar sunt lucruri mai de început, trebuie să le facem, dar nu trebuie să ne oprim aici. Profunzimea și adâncimea calității noastre, dovada că suntem fii ai lui Dumnezeu, dovada că suntem fii ai lui Dumnezeu, e ceea ce urmează să recitim. Iată ce spune Domnul. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Domnul știa foarte bine ce s-a zis. Dar eu vă spun, e ceva nou. Nu vă împotriviți celui ce vă face răul. Aș vrea să ne oprim fiecare în dreptul acestui cuvânt care îl vom citi și să vedem dacă cu adevărat de când eu am venit pe calea Domnului, nu m-am împotrivit celui care îmi face rău. Fiecare avem experiența noastră pe calea credinței, fie în familie, fie în afară. Și am zis: Doamne, nu cumva eu m-am împotrivit celui ce îmi face răul. Să ne cercetăm. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Sunt cuvinte atât de simple și atât de arhi cunoscute din noi. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Ți-a zis cineva o vorbă, ți-a spus o privire, ți-a întins o mână care poate a fost mai neașteptat. Oricui cui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și cămașa. Vrea să-ți ia și tu, eu nu renunț. Și Domnul spune clar, oricui vrea să se judece cu tine, să se ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, cineva te-a silit la un lucru, nu numai să te duci, dar la altceva, sunt gata să mă duc cu el încă o milă?
Celui ce cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Am stat și m-am gândit, de când am venit la Domnul, când au fost ocaziile acelea când cineva mi-a cerut ceva și nu i-am dat? Nu știu, dumneavoastră, cum ați avut în această privință poziția, celui ce cere, dă-i. Nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Nu vrea să se împrumute de la mine, dacă mă duc la adunare, văd pe fratele și numai mi-am întors spatele. Fraților, sunt cuvinte de viață și de moarte, sunt cuvinte în dreptul destinului nostru. Să fim atenți, fără ne să dăm seama, putem să facem parte din una din aceste două categorii, fie vameși, fie păgâni, cu toate că sunt botezat, fie că sunt predicator, fie că sunt nădular în trupul Domnului Iisus Hristos. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Păi câteodată e greu să-l iubesc pe cel care te iubește. Uitați-vă ce standard, cum ridică Domnul Iisus Hristos standardul iubirii la care noi trebuie să tindem. Departe de mine gândul ca să spun că dumneavoastră nu faceți așa, că nu iubiți pe vrăjmașii noastră. Dar acest cuvânt, în seara aceasta, Dumnezeu ne l-a dat să ne cercetăm din nou. Deci, iubiți pe vrăjmașii voștri. Mi-aduc aminte, a fost un accident groaznic într-o familie, tatăl la 6 copii, fiind pe marginea drumului, aștepta autobusul să vină, a fost lovit de o mașină mortal. 6 copii, unii dintre ei erau mici și la câteva zile, după ce a avut loc mormântarea, mama și cu copiii mai mari au mers la și s-au întâlnit cu cel care a făcut accidentul. Și a spus așa, am venit la dumneavoastră să vă spunem următorul lucru. Ne pare foarte rău după tata, dar știm că el este la Domnul. Nu avem nicio pretenție de la dumneavoastră. Nici fizică, nimic. Nu avem nicio pretenție. Doar atât ne rugăm lui Dumnezeu ca să-L cunoașteți și dumneavoastră pe Domnul Iisus. Și omul acesta, care a făcut accidentul, s-a dus la păstorul acestei familii și i-a spus, domnul pastor, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră. Da. Iată ce mi s-a întâmplat. Spuneți-mi, vă rog, ce fel de oameni sunt oamenii ăștia? Ăștia sunt extraterestri? Veniți de pe o altă planetă? Adică să-ți omoare copilul, tata, și să nu ai nicio pretenție. Omul acela și familia aceea s-au întors la Domnul prin gestul și prin atitudinea care au avut-o. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă urăsc. Păi, mie câteodată mi-a fost greu să fac bine celor care mă iubesc. Hai să-mi aduc aminte în această seară, dacă am pe cineva care simt că nu mă iubește, faceți bine, bine, celor ce vă urăsc. N-am timp niciodată parcă să fac bine la cineva pe care mă iubește. Dar dacă Domnul spune, fă bine la cel care te urăște, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc, și vă prigonesc, pentru că n-am timp să mă rog pentru cei care mă iubesc adesea. Nu știu cât timp reușim, frați și surori,
să ne rugăm zilnic. Știu că vă rugați și noastră ca noi acolo, însă cuvântul Domnului are atât de mult în atenție problema rugăciunii. Să ne rugăm, să-mi fac timp. Suntem adesea falimentari și nu dăm lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Avem 24 de ore și nu știu cât reușim, într-adevăr, numai pentru cei dragi și pentru prieteni, dar să ne rugăm și pentru vrăjmașii noștri, pentru cei ce vă prigonesc. Acum versetul 45 zice, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Condițiile ca să fii fiul al Tatălui, acestea sunt. Eu pot să fiu botezat, eu pot să predic, pot să cânt, dar când Domnul va zice în ziua aceea, veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția care a fost pregătită, sau plecați de la mine, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am făcut noi minuni numele Tău, n-am cântat, ca să fiți fii ai Tatălui. Acestea sunt condițiile. Căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni. Și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Așa este Tatăl nostru care este în ceruri. Foarte interesant. Cât e Dumnezeu de mare și de bun și de milos. Să dea ploaie, să facă să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Frații mei, la fiecare răsărit de soare, să ne gândim la bunătatea lui Dumnezeu, că El e așa de bun, ei n-ar merita să răsară soarele peste cei care îl blastămă, dar Dumnezeu dă soare și peste ei. Nu știu dacă am fi noi în locul lui Dumnezeu acum, frate Marian, eu și dumneavoastră, și am avea posibilitatea aceasta, pentru că în vechime, pe timpul Iosif și în alte părți, Dumnezeu, iată, peste Gosen a făcut să fie bine, peste ceilalți. Păi poate eu și dumneavoastră, frații mei, așa am învârtit butonul soare, numai acolo, ploaie, numai acolo, păstea, nimic. Har Domnului că nu suntem noi în locul Dumnezeu, dar aici pe pământ avem aceeași responsabilitate. Să dau soare. E așa de greu să dai un zâmbet. Păi, când vezi pe cineva bucuros, te bucuri și tu. Eu când îl văd pe fratele Marian, să știți că uit de toate problemele. Pentru că întotdeauna când îl văd foarte bucuros și zâmbetul acela, soarele acela, vine și peste viața mea. Dumnezeu dă ploaie, binecuvântare și peste cei buni și peste cei răi. Dacă iubiți numai, atenție, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, frații mei, noi iubim numai pe cei care ne iubesc. Domnul știa foarte bine că unii iubeau numai pe cei pe care îi iubeau. Spune, ce răsplată mai așteptați? Păi, noi mai ne gândim la răsplată, uitați-vă că este o răsplată. Și aștept cu drag ziua aceea a răsplătirii. Și dumneavoastră cred că o așteptați, nu? Ce răsplată mai așteptați? Păi știți ce răsplată va avea Domnul? Ne place răsplata și cadourile, nu? Ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vame și? Știți când m-am gândit adânc și Duhul Sfânt m-a cercetat, m-am cutremurat pentru că am zis, Doamne, parcă mi-e frică. Pentru că aceste calități care Tu le-ai cerut și condiții ca să fiu fiul al Tatălui, în viața mea unele lucruri au fost cu semnul întrebării. Și nu vrem, frați și surori, pentru nimic în lume. Să nu avem siguranța aceasta că suntem fii ai Tatălui, dar condițiile le-a pus El, pretențiile sunt ale Lui și El știe că putem, dacă Fiul lui Dumnezeu a putut. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și apoi a dat-o ucenicilor ca să o aibă. E vorba de aceeași putere, frații și surori. Puterea să ierți, puterea să iubești. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri,
Frații mei, ce lucruri neobișnuiți faceți? Păi acum, frații care suntem aici în adunare și în toate bisericile, noi nu vinem la adunare și facem lucruri neobișnuite. Nu? Lucruri neobișnuite faceți. Ce lucruri neobișnuite faceți dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc? Zice Domnul aici, oare păgânii nu fac la fel? Eu pe cine iubesc? Numai pe cei care mă iubesc? Voi, spune Domnul, voi, fiți dar desăvârșiți. E un imperativ. Domnul, când a spus cuvântul acesta, a știut ce spune, că se poate. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Într-o altă familie, tot așa s-a întâmplat nenorocirea ca să ucidă cineva, dar a fost ucis într-un mod bestial, pe singur copil pe care îl avea. Și părinții, vă dați seama ce se întâmplă în inima unor părinți, ai un singur copil și să-l ucidă cineva. S-a dus la închisoare, la criminal. Și i-a dus pachet. Și în cele din urmă l-a înfiat. În locul fiului lor. Frați și surori, Domnul să ne ajute să înțelegem cuvintele Mântuitorului atâng ca să fim fii ai Tatălui Ceresc și să fim desăvârșiți după cum Tatăl nostru cel Ceresc este desăvârșit. Amin. Dragostea, fraților, este un lucru așa de important. Dumnezeu este dragoste și noi știm aceasta. Pavel spune, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. De vreo 2-3 săptămâni mă gândesc la o cântare, mi-am notat-o la sfârșitul unei predici pe care o scriam, dar n-am găsit textul exact și cântarea aceasta spune așa, neprihănită dragoste din tâi, eu nu pot fără tine. Dacă Domnul ne ajută odată, cântăm această cântare, dar aș vrea să ne gândim la acest adevăr și chiar să nu putem să trăim altfel decât să iubim și să iubim cu adevărat. Dar este o altă cântare pe care am mai cântat-o și vreau să cântăm prima strofă acestei cântări, chiar dacă textul este, eu știu, mai rar îl găsim sau în cântările obișnuite. Cântarea este inspirată din 1 Corinteni, capitolul 13 și fratele Petrică ne va ajuta cu această cântare. Cântarea spune, toate darurile de aș avea să vorbesc în limbi, chiar munți să mut și averea să o împart de aș vrea, fără dragoste nimic nu sunt. Urmăriți să aveți dragostea, urmăriți să aveți dragostea, toate pierd, în veci rămâne ea dragostea. Vreau să cântăm această cântare, dar vreau să începem cu refrenul acestei cântări care spune, urmăriți să aveți dragostea. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga biserică și chiar vreau din toată inima să ne gândim la acest adevăr și să urmărim într-adevăr să iubim din inimă, pentru că Dumnezeu este dragoste. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierd, în veci rămâne ea dragostea. Să aveți dragostea, toate pierd, în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Toate darurile de-aș avea, să vorbesc în limbi, chiar munți să mut, și
averea să o împart aș vrea. Fără dragoste nimic nu sunt. Urmăriți să aveți dragoste, toate pier în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Răbdătoare dragostea este, bunătate revarsă din plin, crede și acopere toate, îți aduce viață doar amin. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierile veci pe mâine ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți unul ca. Mai rămân doar trei sunt acestea, credința, celul de aici, Domnul să-l binecuvinteze. Rog pe fratele Gheorghe să ne conducă în această rugăciune, fratele Farcaș. Vreau să amintesc surorilor că sâmbătă seara la ora 6 vor avea timpul de rugăciune. Este începutul unei noi luni, luna iulie, și va fi timpul de rugăciune. Și de asemenea vreau să ne rugăm și pentru cei ce călătoresc, sunt unii drum spre România, spuneam familia Ardelean, pleacă în țară în această săptămână. Vreau să amintesc, familia Ardelean merge într-o misiune, misiunea anuală, evenimentul acasă din Timișoara, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze în această lucrare. Din câte eu cunosc și familia Molin, fetele și poate și frații vor pleca, dar nu știu data când. Știu că vor merge să fie cu ei în această vară, în această misiune, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze, să-i însoțească, să le fie alături și vreau să ne rugăm pentru ei în această seară, ca Domnul să-i binecuvinteze în tot ceea ce fac și îmi pe fratele Farcaș, Gheorghe, să ne conducă în această rugăciune înaintea Domnului. Amin. 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 Și mă rog și eu, Tată Ceresc, lângă această rugăciune, ca să îi binecuvintesc pe toți cei ce te slujesc, mulțumesc că ai pus pe inima unora și această lucrare de dragoste, a iubirii față de acești copii cu nevoi din România. Te rog să binecuvintesc familia Ardelean, care pleacă în această călătorie, în această lucrare, familia Morin, care și ei vor merge, fetele, în această lucrare. Tu le dă sprijinul Tău, ajutorul Tău, binecuvântarea Ta. Mulțumim că ești cu noi, Doamne, și aș vrea să ne urmărești prin acest gând în această săptămână, ca să urmărim dragostea în viața noastră. Te rugăm pentru lucrarea din Ekron, să o binecuvintezi, pentru fratele, de asemenea pentru fratele păstor Vali, să-i fie alături și el va pleca într-o misiune. Fie numele binecuvântat, Doamne, pentru toate lucrările pe care Tu le ai printre noi, printre oameni. Ne încredințăm în mâinile Tale, Doamne, și încolo vrem, ca și frați, să facem ceea ce ne spune cuvântul Tău cel Sfânt. Și încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă,
aceea să vă însuflețească. Amin. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta binecuvântată. Frate Clintoc, mulțumim pentru povasul care l-ați făcut în mijlocul nostru și așteptăm să mergem și noi spre dumneavoastră. Frate, ne spunea de un eveniment frumos care l-au acolo și poate ajungem cu tinerii odată. Vă invităm cu mult drag. De 10 ani, în fiecare luna august, cu biserica din Cleveland, Chicago, Detroit, de la fratele Valentin, ne adunăm în Țara Ameșilor. Dacă vreți să uitați zgomotul, să auziți numai păsărelele, fără tractoare, fără electrică, veniți. Vă invităm. Roțile acelea de la car, de lemn, nu așa, care se învârt. Așa. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Ne despărțim pentru mărturie. Vineri seara biserica se întoarce pentru închinare. Fratele va merge la ușă să dea una cu dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze.